Salut și bine ați venit la un nou clip. Vă voi prezenta un program de editare a fișierelor PDF. Pentru că toată lumea caută un astfel de program. Se lucrează foarte mult cu fișiere PDF și câteodată avem nevoie să le mai și modificăm. Să modificăm un text, o imagine, orice, ceva trebuie modificat. Sunt multe astfel de programe, dar eu vă arăt un program extrem de simplu de folosit. Acest program se numește PDF Arranger. Și dacă va apare cumva al doilea link în motor de căutare, dacă nu, să vă uitați după GitHub, nu cum este aici mai sus la mine. Totdeauna să vă uitați după GitHub, să scrie GitHub și dați click aici, se deschide pagina de GitHub, pentru că acest program nu are un site dedicat. Și dacă mergeți mai jos, vă arată o imagine ca să faceți o idee despre cum arată acest program. După cum vedeți și în această imagine, este un program foarte simplu. Se instalează ușor, se folosește ușor, se poate instala atât pe Windows cât și pe Linux. Pe Linux recomand să instalați pachet Flatpak sau pe pachet Snap, pentru că instalarea se face mult mai ușoară, sau puteți să urmați instrucțiunile de pe această pagină, dar eu recomand, în primul rând, recomand pachetul Flatpak și se găsește pe flathub.org. PDF Arranger se poate instala simplu, dați un click, s-a descărcat pachetul, mergeți unde ați descărcat pachetul. Și cu două clicuri, la mine cu un click, se deschide programul de instalare a pachetului. Și dați click pe butonul albastru Install. Mie mi-apare butonul deschide pentru că acest program l-am instalat. Sau puteți să folosiți comanda de instalare pe care o luați în terminal și aveți programul. PDF Arranger îl porniți din meniu. După cum puteți vedea, este un program extrem de simplu ca și grafică. Nu consumă resurse multe și, cum am mai spus, este foarte simplu de folosit. În partea dreaptă, sus, unde aveți cele trei liniuțe, este meniul programului, unde aveți toate funcțiile necesare. De aici puteți manipula, edita fișierele PDF. Foarte simplu. Să vă arăt un mic exemplu despre cum se poate folosi acest program. În colțul de stânga sus aveți butonul de Open, butonul de Import, butonul de salvare, butonul de salvare ca, dacă vreți să-i dați alt nume. Bun. Și eu pe undeva pe aici am un PDF. Și după cum puteți vedea, acest fișier PDF are toate paginile în modul landscape, adică în modul culcat, modul cameră foto, cum vreți să-i spuneți.
dar eu am nevoie ca acest PDF să-mi arate paginile în modul portret, adică în modul picioare. Și mă duc la meniu, mă duc la edit, nu-i bine, pentru că nu mi-apar toate meniurile, toate funcțiile active. Va trebui să selectez paginile. După cum puteți vedea, să selectează fiecare pagină. Dar eu am nevoie să le fac pe toate odată. Cu comanda rapidă din tastatură Ctrl A, am selectat toate paginile, care sunt destule, 69 de pagini. Acum mă duc la meniu, edit și la rotate right sau rotire dreapta sau prin scurtătura de la tastatură Ctrl săgeată dreapta. Toate paginile se pun în modul portret, modul în picioare. După care apăs pe butonul Save sau Save As, îi dau nume la fișier și am salvat fișierul după cum aveam nevoie. Acesta este un mic exemplu despre cum se poate edita, manipula un fișier PDF cu un program foarte simplu și ușor de folosit. Nu știu ce programe folosiți voi, sunt curios, lăsați un comentariu cu programul pe care îl folosiți pentru editarea acestor fișiere, dar vă recomand să testați și acest program, pentru că nu o să vă pară rău. Și dacă ați rămas până la sfârșitul acestui clip, vă mulțumesc și vă rog să dați un like, să dați un share și dacă nu sunteți abonați la canal, apăsați și butonul de abonare și ne revedem la următorul clip. Vă mulțumesc!